Ia dacă m-am dus să iau procesorul ăsta 8700K ăsta de la Delete, de la Alex. Și am zis hai să băgăm și noi o baghetă, că s-a deschis Dristor la APAC acolo. L-am luat pe Alex, am băgat eu o baghetă de pui. El a băgat o lipie de aia de nu mai mănâncă carne din 86. Nu știu ce lipie vegană, nu știu ce dracu lipie. Și ne-am dus, a zis că știe el o spălătorie, că m-a văzut și i s-a făcut milă de mașina mea, că e jegoasă, n-a mai văzut apă de când era mică. Și a zis că știe el o spălătorie în parcare la Cora, la Lugerului. Mergem noi în spălătorie pe acolo, ne apucăm, ne îndesăm șaormele alea prin gură, prin fund, prin toate astea. Se spală mașina. O spălătorie la modul a dat puțină spume pe el. Te rupe bilosul. Da, bro, da, facem PC bun, frate, facem PC bun. Dacă merge procesorul ăsta, n-avem nicio treabă cu PC-ul. Bun. Da, și mergem, spălăm... Spălăm mașina. Da, puțin cu spumă, așa, nu se poate numi chiar spălat, ești nebun. La... Dacă îmi luam două fise la dalea de jetoane să speli singur mașina, e așa mai bine, știi? Și... Pula mea, rămâne mai departe, termină mașina mai devreme. Ajunsesem și eu, abia mâncasem shawarma, el mai avea jumătate de shawarma Alex. Eu mâncasem shawarma, ajunsesem și eu, băgasem, îndesasem abia prima baglava cu ciocolată, că știți cum e, merge un desert după shawarma. Îmi zice ăla că e gata mașina, pula mea, la modul gen să iau să o scot din alea, ne vedea că îndesam mașina, știi? Salut, Zimule, salut. Și... Am... Întrerupt baclavalele, am lăsat, am mâncat din două baclavale, am mâncat doar jumate. M-am pus, am scos mașina, am tras-o mai așa să poată să bage altă mașină, ce crezi, nu mai era nicio mașină la coadă. I-am zis omului, i-a zis frate, cât e? A zis că e 200 de lei spălarea, eu n-aveam decât de 1 milion. Pula mea, i-am dat acolo 1 milion, mi-a dat restul, i-am dat și 5 lei șpagă și m-am pus mai departe să mănânc, să-mi termin baclavaua, să-și termine Alex și urma. Am mai mâncat pe acolo, am mai stat vreo 20 de minute. Am zis, hai gata să plecăm, să mergem, că mă suna emoji ăsta, m-a disperat cu apelurile. În 4 zile m-a sunat de 50 de ori, ești nebun, hai că îi mai fac calculator altă dată. Și... Da, să plec. Vorbeam cu Alex pe acolo, ce vorbeam, de delit, de calculatoare, de pe un să ieșim din parcare. Deodată se aude claxonat, să moară frații mei, se aude claxonat, mă uit în oglindă, față, spate. Se aud țipete, băi, alo, alo. Mă uit așa, mă uitam în oglinzi, nu vedeam nimic, în spate nimic. Am oprit radio, credeam că e de la radio, ești nebun la cap. Deodată ce crezi, că se apucă unul să tragă... Se apucă unul să tragă mașina în fața mea, un Passat ăsta mai nou. Că ce faceți, mă, unde plecați? Ați plecat fără să plătiți, ați plecat fără să astea, îi zic. Ce mă, frate, nu ești sănătos la cap, am stat jumătate de oră acolo, ești nebun. I-am plătit lui ăla, i-am lăsat și 5 lei șpagă. Ei, vino cu acești, ești nebun. Și am atat portofelul, că aveam 150 de milioane la mine, venisem rambursurile de pe calculatoare, ești nebun? Ia frate, ia vezi, am fugit să fără să plătim, ești nebun? Crezi că dacă am Clio din 2007 sunt sărac? Frate, sunt un om modest, cu aia am un caracter modest, merg numai cu 100 de milioane la mine, ești nebun la cap? Dar trebuie să-ți arăt eu ție câți bani am, ești nebun? Auzi-l pe om, cu aia. Stau să-i arăt ce bani am în portofel, că nu fug, că dacă am Clio înseamnă că sunt sărac, ești nebun? Mâncați-i și pula ta. Și eu nu știu cum să mai scot banii de pe PayPal, să delapidez carduri. Vine coaie, dar nu știu ce era în mintea lui, deci eu nu-l vedeam, nu știam, nu înțelegeam de ce e așa agitat, omul era la cămașă, la astea. Credeam că e patronul, ești nebun, dar așa patron, coaie, să fugi după 20 de lei? Coaie, să fugi după 20 de lei, mâncați și pula ta, să-ți lovezi mașina, că dacă aveam mai multă școală, intram în el, ești nebun. Să plângă și el un pic, ești nebun, pentru 20 de lei plătiți? Să plângă, să stea să plângă lângă mașina aia. Eu ce mai făceam? Mai luam puțin vopsea turcoaz pe mașină, că în rest galben de la taxiuri am, roșu de la gardul de la poartă, de la mama am, verde de pe gardul lui bunica mea am, să moară frații mei, am dat odată, deci am dus-o pe bunica mea acasă, am lăsat-o în fața curții, am dat manșalier să plec și am dat peste ea cu mașina cu aia, ești nebun la cap. Bă, sunt numărul 1 pe șoferie cu aia, sunt numărul 1 pe șoferie. Cum să o lași pe breu la poartă și după aia să dai manșalier, să te întorci, să pleci, să dai cu mașina peste ea. Deodată auzeam că țipa o babă prin spate. Aoleu! Aoleu! Alexandre! Aoleu! Și zic, aoleu, stai așa, bre, hai, dă-te la o parte, ești nebun, că trebuie să întorc aici. Asta este. Coie, deci nu înțeleg, am rămas și eu și Alex, am rămas stupefiați, ești nebun. Cum în halul ăsta, pe lângă că era scump 20 de lei ce s-a întâmplat acolo, deci ce s-a întâmplat acolo, mai bine duceam în fața porții și puneam furtunul pe ea.